Iar acum mergem la Andrei Leonte, pentru că el este următorul meu invitat și are un videoclip în care apare și iubita lui. Așadar, mult mai multe lucruri aflăm despre această producție muzicală și acest proiect de la Andrei Leonte. Salut! N-am mai venit aici, nu știu Stai, fii atent! E muzica, a intrat așa în forță. Primește aplauzele și acum ne spui. Salut! Salut! Deci ce ceva mai devreme, că n-ai intrat niciodată? Da, n-am mai fost niciodată aici. E prima dată când vin la tine. Dacă veneai, când eram sigur. La Burte, aveam și lifturi, coboram. Nu știu dacă și am parcat fac. Bine, dacă te sună cineva. Nu, dar ai ajuns bine, ești la noi la emisiune, la Măruță. Trebuie să te duci la altă emisiune? Nu. E ok, ai ajuns unde trebuie, da? E bine. Perfect, ți-au zis că avem astăzi la emisiune Viermișori? E sensibil? Vii bărbat curajos. Astăzi toți bărbații curajoși mănâncă la noi la emisiune. Nu, serios, n-am mâncat niciodată. N-ai mâncat niciodată? Hai de repede. Uite, pentru tine avem și tacâmuri aici. Ăstea sunt foarte buni pentru voce. Tu ai văzut cum cântă chinezii? Tu știi la ce mă gândesc acum? Că eu am aparat și impresiv să rămâne unul de ăsta în aparat. Ok, aparat. Când hai, măi, guză. Hai, mă, stai să-l înghit. Trebuie să-l mestec? Da, trebuie să mestec ca să ia o furculiță, hai că țin eu nicio bă. Așa, că vreau să-l înghit cu totul. Păi cum ai cum cu totul? Păi să-l mestec. Ca să nu rămână în aparat. Da, hai. Las că avem și periuță de dinți. Ia. Yeah. Da. Cum sunt? Dar nu se duc. Nu alunecă! Dacă vrei, avem și aripioare de liliac. Ălea nu, a? Pe bune? Da. Am, mă, că sunt picioare de broască astea. Nu, sunt de liliac. Seamănă cu ăla de broască. Serios? Serios? Da. Nu chiar o să vrea, dar după exact, perfect. Ce faci? Noi, uite, aici la emisiune, cu mâncatul toată ziua. Cu asta ne ocupăm în ultimii ani. Vreau să le spunem celor de acasă că ai clip nou și în clip joacă și iubita ta. Da, e o joacă. Ne-am jucat. Că eu fac și producție video. Da? Cine? Eu. Tu? Da, lucrez în advertising, un picuț, așa. Și de acolo vin, de la birou. Am făcut, da, ne-am jucat cu chestia asta, a ieșit ceva mișto și cu piesa, de fapt, ne-am jucat. Oamenii ăștia de la Cat Music au încredere în mine și mă lasă să îmi fac toate bălăriile care îmi trec prin minte. Și apoi mă duc la ei cu pachetul final. Vă place? Deci un videoclip făcut de tine. Da. Iar iubita ta joacă în videoclip, cum spuneam ceva mai devreme. Împreună cu Antony Coagu și da, și ea e prietena mea. Inițial, spre rușinea mea, nu știu dacă știe chestia, nu știu dacă i-am spus. N-ai vrut să joace. Da, n-am luat varianta asta în considerare. Nici n-am știu dacă ar vrea și am pus o poză, uite cum sunt cele pe care le rulați voi pe acolo, pe Instagram și ne scrie cineva că, bă, ce simpatici sunteți. Și zic, hai că nu suntem chiar răi. Și zic, bă, hai să facem noi treaba asta, că... E mai bine și e mai true și când ea e mai aproape adică de... Adică v-aș pupat în videoclip ca să fie true până la capăt. Ne-am pupat după ce s-a închis camera. Am revenit în direct, oameni buni, avem alături de noi un băiat extrem de talentat, așadar are o melodie... Cătălin! Da, mulțumesc! Are o melodie care se numește Stai o leacă? Stai o leacă. Cum adică stai o leacă? Adică stai o leacă, stai păi tu de unde ești? Din ce Moldova. Zonă? Din ce zonă ești? Din Moldova, din Iași. Păi din Moldova, în Moldova e cu o leacă? Cum da, mă, că în Oltenia e cu o țâră. Eu sunt în Oltenia. Planta o să fac o piesă, stai o țâră. Stai o țâră înseamnă stai puțin, stai o leacă în Moldova. Bun, oameni buni, eu zic să ascultați piesa, să-l căutați pe omul ăsta pe Facebook. Cum ești? Andrei Leonte. Pe Instagram? Andrei Leonte. Pe YouTube? Andrei Leonte. Căutați. Peste tot ești la fel Andrei la Leonte? Fel. Mă cheamă și Modelin, dar... Da, nu spune la nimeni. El este Andrei Leonte, un băiat talentat, cum vă ziceam ceva mai devreme, ne-a cerut un scaun pentru că are un moment artistic pe care vrea să vi-l prezinte într-un mod pentru cu totul că n-am putut să vin inedit. Cu bandul și am să nu mă buții de unul singur aici. Pentru măcar că tu ai bandul tău. Da, Play Orchestra se numește, să ne chemați la chestii că suntem foarte mișto, dar o parte din ei lucrează în armată și nu au putut să vin astăzi. Bandul tău o parte lucrează în armată? Și voi cum vă duceți la cântări? Dacă ești la serviciu. Încercăm să le... Da? Îți dai seama, ești la raport. Bună ziua! Să trăiți! Avem cântare în weekend. Ce facem? Merge la o măruță! Permiteți! Da! Perfect! Stai o leacă, Andrei Leonte, oameni bune, cântă! Vă ziceam ceva mai devreme, căutați-l pe Instagram, Facebook și pe YouTube. Stai baftă cu piesa. Mulțumesc, doamne aștept! Și nu uitați, în videoclip joacă și iubita lui... Alice o cheamă! L-am mutat cu trenul în București, cu genți, cu haine, mâncare în borcane. Eram la fel, mai tânăr doar în minți și cu plan.
anul 3 cu ce să fac și să trec, da. Era o fată în felul ei, cu ochii verzi și credere în ea, și a pătruns în creierii mei, fără să frag. Și așa de frumos, așa de frumos ce facem noi. Nu contează că ne-am aruncat coi și n-am ști cum să dăm înapoi. Și mă boiază, stai așa, stai dacă ia mă încet. Simt că mă e capul, nu mai știu ce vorbesc. Că îmi vin în minte doar cuvinte mari de tot, dar mi-a gura înainte, simt că nu mai pot. Zici și tu, zi mai mult, zi cum le vezi. Știi ce mult îmi place atunci când exagerez. Chiar dacă-ți vin cuvinte care încă nu se spun, zile oricum să nu fiu eu singur un nebun. Te machezi și te aud încet, cum fredonezi nu știu ce. O să ieșim, deși am putea să stăm, dar e păcat că tu ne-am îmbrăcat, da. Și parcă n-am intrat în ritm, e normal să fii pe aici și tu. Și uite așa fără să simt, gen, bă, cred că suntem un cuplu, nu? Și așa e frumos, așa e frumos ce facem noi. Nu contează că ne-am aruncat coi și n-am ști cum să dăm înapoi. Și mă buiază, stai așa, stai dacă ia mă încet. Simt că mă ia capul, nu mai știu ce vorbesc. Că îmi vin în minte doar cuvinte mari de tot, dar mi-a gura înainte, simt că nu mai pot. Zi și tu, zi mai mult, zi cum le vezi. Știi ce mult îmi place atunci când exagerez. Chiar dacă-ți vin cuvinte încă nu se spun zile, oricum să nu fiu eu singurul nebun. Hai vii să ne neamănim, să ne păzim cât nu dormim. Să ne venim, să ne pitim, să pâșbuim, să îmbătrânim. Haide să ne îmblânzim când ne îndoim, să nu fugim. Haide să ne obișnuim, să mai venim, să ne primim. Haide să ne îngrămădim. Stai, să recapitulăm. Ce facem noi aici? Dragoste. După emisiune mă duc să caut videoclipul, pentru că ultima parte n-am mai văzut-o aici în televizorul meu din sufragerie. Da, din păcate trebuie să te uzi. E o chestie pe care mi-am asumat-o. Da, vreau să te întreb. Sunt două vizualizări. Da, vreau să te întreb. Până la urmă vă pupați? O cucerești? Pleci cu ea de la restaurant? Da, de acum 6 luni. Păi de acum 6 luni, dar în clip. Venim în partea a doua. În partea a doua, perfect. Voi sunteți de 6 luni împreună? Aproape, da. Să ai succes! Mulțumesc frumos! Mulțumim mult de tot! Mulțumesc mult. Pe unde vrei tu, Andrei? Ți-a zis că n-am mai fost aici, pe unde vrei, pleci pe unde vrei, te mai așteptăm.